recenzia a fost o clasă drăguță. Vă mulțumim pentru ceea ce ați spus, vă mulțumim pentru vorbele pe care le-ați spus și vă așteptăm în continuare pe la școală, pentru că oricum vă considerăm ai noștri chiar dacă ați terminat. Trece a capa, diriginte doamna Bosare David. Formată mai târziu decât celelalte, îmbinarea ei a fost, în același timp, o reacție endo și exotermă. Am avut nevoie de căldura celălalt ca să ne unim și toate ciocnirile inițiale între molecule au degajat căldură. Rare ori mi s-a întâmplat, la început, să fim un sistem în echilibru. A fost un început de drum, cam lung, e adevărat, dar ar fi fost împotriva unui principiu fundamental al fizicii, să nu atingem o stare de echilibru în cele din urmă. Așa că iată-ne, un sistem ideal în care forțele interne sunt numai de atracție. Poate nu ideal din punct de vedere fizic, dar nouă ne place și așa. Însă nu putem fi atât de orgolioși încât să nu recunoaștem influența covârșitoare a factorilor externi. Temperatura optimă asigurată de direcția liceului, presiunea optimă datorată profesorilor noștri și concentrația optimă prin cuprinderea între zidurile acestui bătrân colegiu. La un moment dat, dintre noi a plecat o moleculă și acum emoția noastră este de 2 ori mai mare, de 10 ori mai mare, pentru că Emicu Cătaru, colegul nostru, s-a întors astăzi să fie alături de noi la banchet din America. Promitem să nu părăsim niciodată cu atomii sufletului nostru, inimile care bat dincolo de poarta acestui bătrân colegiu din General Berthelot 23. Și pentru faptul că au existat în această școală. O clasă foarte bună, o clasă serioasă, cu mulți olimpici, cu rezultate excelente la învățătură. Partea de cunoștință, de chimie care ne aparține este nulă, deci nu pot să răspund în același limbaj. Cred însă că echilibrul a existat întotdeauna în această clasă și chiar dacă n-a fost ideală din punct de vedere matematic, am înțeles eu, probabil că a fost din punct de vedere chimic și fizic. Succes! Nu m
mai bine. E dirigintă doamna profesoară Stoica Antoneta. Cât mai puțin de sporile trase de cineva, undeva, sus. Am fost învățat în acest teatru imens, acest teatru pe care îl numim Liceul Sfântul Sava, de oameni pe care îi iubim și numim profesorii noștri, oameni cărora le mulțumim. Am fost învățat.
am fost, e timpul să o spunem. A fost frumos, a fost un vis, a fost imaginație, așa cum sunt și aceste cuvinte, așa cum este și ușa pe care acum, prin ultimul cuvânt, o închidem după noi. Vă mulțumim! Scrie cineva de o clasă căreia se pare că e dragă școala, deși până acum n-am constatat-o prea des. O clasă care are niște inscripții interesante, decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Nu mai spun cealaltă, din greșeală în greșeală, că știți voi finalul. O clasă care a avut abisuri, dar și înălțimi. O clasă care rămâne să ne dovedească de aici încolo că înălțimile erau mai multe decât abisurile. Noi am avut senzația că am tras și am împins și ne-am străduit împreună cu voi să ajungem la bacalaureat și sunt convinsă că o să trecem de bacalaureat, o să trecem și de examenul de admitere și o să ne fie dor de voi. Succes vă dorim! Ne strângem acum pentru a încheia această serbare, să vedem dacă sunteți în stare să cântați Gaudeamus. Să vă felicit pentru viitorul rezultat foarte bun la bacalaureat și la examenul de admitere. Și am să rog pe doamna profesoară Dună să vă dea tonul pentru Gaudeamus. Asta tot ca o urare. Cel mai greu este acum la sfârșit.
sfârșit de 4 ani de liceu, să știu, cum știți cu toții, că nu vom mai intra niciodată pe poarta liceului nostru ca înainte, cu emoții, cu gravă ca să nu întârziem la ore și cu bucurie că ne vom revedea colegii încă din curte. Și poate că n-ar fi fost atât de greu dacă profesorii noștri și colegii mei n-ar fi făcut viața de liceu, anii de liceu atât de minunați. Știu că poate părea foarte învechit și un clișeu, dar nu pot să nu mulțumesc profesorilor extraordinari pe care am avut în cei 4 ani de liceu și colegilor mei de clasă, de la E și de la K, mai ales acum multii mei colegi, și profesorilor și tuturor colegilor de serie, pentru că nu voi putea uita niciodată anii de liceu. Știu că ne vom mai întâlni de multe ori în anii care vor urma, pentru că suntem o generație și nu orice fel de generație, suntem o generație de săviști. Drumul ni l-am ales fiecare și știm fiecare că e plin de speranțe și de minuni. Important e un lucru, să nu uităm niciodată ca atunci când spunem că am fost elevi la Colegiul Național Sfântul Sava, trebuie să fim foarte, foarte mândri. Clasa 12-a, care anul trecut au primit-o de la generația anterioară, către clasa 11-a, care o va preda la rândul ei anul viitor. Da, vom încerca! Deci, după cum fiecare dintre noi știe prea bine că litera reprezintă un nou început și de fiecare dată altul, și noi acum 4 ani am creat un nou univers care, bineînțeles, este, va fi deosebit de cel al celor care ne vor urma. Noi nu putem să avem pretenția că au fost simbolul generației noastre, dar totuși suntem mândri de lucrurile realizate și nu putem decât să le urmăm, să le urăm celor ce ne vor urma, să păstreze neatinsă și să îmbogățească tradiția liceului nostru. Și nu putem să predau cheia, cu urări de bine și de câteva cuvinte. Vreau să le mulțumim colegilor noștri și ca reprezentanți ai celor care la anul vor fi cei mai mari din liceu, să le urăm multă baftă la BAC și examen celor care termină acum. Rezultatele lor absolut impresionante vor fi pentru noi un imbold și avem efectiv obligația să fim măcar la fel de buni ca ei. Sperăm că această cheie să aducă o schimbare în bine. Și acum spectacolul o să înceapă, vreau doar să anunț ordinea claselor. Deci în principiu A-ul, B-ul, D-ul. Dacă 12 E-ul sunt foarte generoși, o să le permită celor de la M să meargă înaintea lor. Apoi E-ul, F-ul. Îmi cer scuze, E-ul. Thank you.
mult stimată adunare, domni profesori, profesoare, dragi bunici și dragi părinți, în caz de ați fost puminți, închișori și mătușele, verișori și fratecele, drept răsplată pentru toate ce ați făcut pentru nepoate și nepoți cu toții cam știți dumneavoastră cum, vă vom oferi din plin 5 minute de venin și de chin. Vă rog nu plecați, că rămâne sala goală și zău că ar fi păreri de rău, scaune frumos plușate, să rămână acum vacante. După cum știți dumneavoastră, cei din generația noastră, muncitoare și onestă, care munca nu detestă, vor încerca viața toată, lenea ca să o combată, să ridice la progres țara și al lor interes. Cu programul nostru știți că suntem nemulțumiți. Am fi vrut ca orice român, el să fie și mai bun. Dar asta nu se prea poate, prea avem, cum știți în spate, moștenirea aceea dură de la fosta dictatură și situația e grea, Europa nu ne prea, ar mai fi și alta cauza, America nu ne dă clauza și vorba între noi să fie, nu avem nici ambiție, nu le avem cu rock and roll ca bănică juniorul și metroul s-a scumpit. Deci, luați loc, bine ați venit. Totul e să aveți răbdare și să nu stați în picioare. Sigur, vom avea probleme, dar se termină de vreme. În liceul Ascultul Sava am intrat, se vede treaba, cam micuți și cam prostuți. Evident că toți drăguți și frumoși și respectoși, zău așa. De crescut, pe de oricine, am crescut și asta e bine. Despre intelect, vă pot spune că muncim, că de restul, zău amice, deși cadrele au lucrat, ce e în cap, prea mult nu s-a schimbat. Dar nu asta e problema. Să vă spun acum tema. Este profesor mari și cu mania 10 spre care se spune că e și întrece s-au apucat să ne facă educație.
succesoarele, să nu o pună niciodată. Fac parte din populația majoritară a României din anul 2000 și mulțumesc și doresc să vă spun povestea vieții mele până în acest moment. Întâi m-am născut la București. Mama mea, din motive financiare, a vizitat Căminul pe 4 acum vreo 21 de ani. Și s-a întâlnit cu Abdullah, cu tatăl meu. Și asta este povestea. Acum 21 de ani s-a întâmplat această faptă. Liceul l-am terminat, am făcut 6 ani de liceu, am aprofundat bine materia. Și în continuare aș dori să invit în scenă pe cei care m-au ajutat să trec anul. Vă mulțumesc, vă rog să intrați, vă rog, poftiți.
Vă rog, duceți-mi pe ajutat să trec anul, vă rog. E ceva fantastic. Măi, eu v-am zis că eu nu vă țin pe voi la intuiți, eu nu vă fac pe voi, eu nu vă portez. Voi dacă nu mă ziceți mie extemporală, nu se întâmplă nimic, voi nu luați voi. Eu v-am mai spus de atâtea ori. Grea vor să-mi aduce extemporală? Doi, mă, băiatule, mi-e pare foarte. Eu nu știu. Eu mai am să vă dau niște premii, deci premiul pentru copilul care se spală pe Colgate, premiul pentru cel care gândește singur și ăsta sunt eu, și premiul pentru copilul care a ajuns la Sofia și s-a mai și dor să ne lumineze pe noi. Ne-am ajuns numai la Sofia, am ajuns la Istanbul, unde am fost botezat, să zic. În continuare, ce să vă spun, veți vedea un personaj care a decedat cu mai mult timp în urmă, dar este încă viu în memoria noastră. Come to the music, please.
Life is a cavern, let it open. Come to the cavern, let it open. Come to the cavern, let se transmite un mesaj deosebit de important. Da, e, dobre seara, Bulgarska televizia, e, da, o seara, e, transmit așa. O, da, o seara, transmit așa la șampionă, la Eguleanu Moașa, transmit așa la câștigarea din ala campionă. Mai bine să ascultăm pe colegul nostru de la Meteo. Bună seara, stimați telespectatori! Frontul anticiclonic situat la Copa Peninsulei Iberice va situa și în viitor teritoriul Terenacre, aducând o vreme instabilă cu posibilități de precipitații, în special în zonele montane și subcarpate. Și la București, în următoarele 24 de ore, temperaturile se vor situa între plus 14 și plus 15 grade, izolat mai ridicate în centrul orașului, la drept, unde se desfășoară o activitate de foarte mică importantă pentru absolventii clasei a 12. Pe viitor, vom prezenta albumul Meteo sub altă formă, deocamdată, colegul nostru întârzie cu prezentarea de acame, dar acum apar temperaturile și în Batalabia temperatura va urma aceeași gamă de valori, plus 13, plus 14 grade. Anticipăm deci o vreme frumoasă, cu posibilități de precipitații, de burniță, de nisoare, în general frumoasă, plină de pitoresc, și, în general, vă mulțumim! Bă, eu v-am spus, bă, aveți maturitatea peste o săptămână, nu știți nimic, o să dați din colț în colț. Acum vin de la minister, bă, să învățați radioționaliști, bă, să mă pus să... Nu uitați! Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, bază este remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și unul nu mai vor să facă doi, știm că fapt este chipul infinitului din noi. Fără ea, oricare lucru și-ar urma cărarea sa. Fără ea, chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechi și daci, când mai mare, când mai mic, dar n-ar fi să fie pari viața în tine. Doamne, este adevărat că Nichita v-a spus, azi, părinte, numai decorat de soare,
regina mea de negru și de zare. Mai lasă-ne un minut, mai lasă-ne o secundă, mai lasă-ne o frunză, un fir de nisip, mai lasă-ne o briză, o undă, mai lasă-ne un an atunci, un an, un pic.